ca un sfeșnic cu 7 brațe, așa te așteaptă sufletul meu. Visând la puterea granitului, aprins de focul infinitului, ca un altar către răsărit, așa aștept să-ți spun, bun venit, jertfindu-mi mândria dimineața și seara. Te aștept, așa cum oamenii așteaptă primăvara. Mi-am ascuns legământul în inimă, ca într-un chivot, și te aștept să vii, măcar în stâlpul de nor sau de foc. Te aștept să-mi dai un sens, să-mi dai un loc. Glasuri din mine și glasuri din jur îmi tot spun că e neînțelept și totuși te aștept. Thank you.
De când păcatul bântuie planeta, am devenit un număr fără de valoare. Un număr în cazarmă, un număr care stă la coadă, un număr la spital și la grămadă. Suntem mereu mai singuri fiecare și poate ne simțim străini de toți ceilalți. Nu-i pasă nimănui că suntem anonimi și că ne doare. În fața celor mari suntem nimic. În fața celor tari, un abur care moare. Și căutăm un rost pe lume, flămânzi de a nu mai fi tratați cu nepăsare. În lumea noastră, tot mai fără de valori, doar Dumnezeu ne prețuiește încă. În palma Lui stă chipul meu și al tău săpat. Doar El ne ocrotește și face viitorul nostru ca de stâncă. Dacă te simți doar număr la grămadă, sau dacă ești un anonim disprețuit, citește în palma celui care s-a jertfit și vei găsi că fără voia Lui, nici chiar un fir n-are să-ți cadă. E greu să fii mereu un număr și nu ușor să fii nimic de ani și ani. Aș vrea să știi, adesea nerostit, în planul cerului ești fără de egal. Atât de scump că Dumnezeu de dragul tău a pătimit. Ai fost ales, ai fost chemat, fiindcă El te-a prețuit. Amin. Numele Său va fi.
brațe mie, purtăm pe brațe mie, lasă-mi ținându-l gâle cu glas iubitor. Dați lui mărire, dați lui mărire toți în cor, măriți pe acest păstor și blând mântuitor. Cărțile sfinte arătau precis poporul lui ales, pe Mesia prezis. O seară soare din Iacob și un toiac de cărmă vine în Israel. Emanuel sau Dumnezeu cu noi, va fi numele Său, va fi numele Său. Sunați-i trâmbiți și din chip fără sunător, măriți pe pot și dumăriți-i las. Mărire Lui, mărire Lui, măriți-i prin cântări, măriți-i prin cântări, mărire Lui, mărire Lui, oare ți-a mulțumit vreodată inima mea pentru minunile tare fără de sfârșit, sau ți-am răspătit măcar o lacrimă de stea, sau vreun popas mi-a alergat îmbrăvășit? Am spus vreodată, chiar în șoaptă, mulțumesc pentru atâtea rugăciuni fără răspuns. Te-am lăudat că m-ai oprit să cresc atunci când ai lăsat răspunsul un mister. Ți-a spus vreodată gândul meu recunoștința pentru atâtea lucruri încă neprimite? Sau am lăsat să ningă necredința și am îngropat comor de osanale nerostite? Oare de ce te laud doar de mântuială? De ce ascund atâtea gesturi de iubire? Prin ce nărav amestec harul cu îndoiala și nu tresar la răsărire împlinire? Cât va mai sta un târg între noi doi, în care tu să-ți împlinești cuvântul, iar eu să stau nepăsător și să pretind că merit tot pământul? Mai știi pe cineva lipsit de plecăciune? Mai stinge slava cineva la fel? De ce doar eu mimez o rugăciune când am deprins atâta nepăsare pentru el? Poate în ceasul limpezit spre biruință voi regăsi izvorul inimii în lumină și verbul să decline azi recunoștință pentru azi și pentru ieri ce stă să vină. Amin.
Am căutat-o la poarta omenirii și am căutat-o degeaba. Ea nu era acolo. Omenirea renunțase la ea. Am întrebat florile, pădurile, luna și stelele. O cunoaștem, dar nu știm unde se poate afla. Și am deschis o carte ce lumea renunțase la ea și am văzut unde e ea. Ea, dragostea, este la Golgota. Tu, omenire, ce alergi spre sfârșit, privește la cruce și nu mai urâ. Predă-te mâna lui Iisus și în veci vei iubi. Iar tu, ce știi ce iubirea, o tu, ce ai gustat nemurirea, arată tuturor oamenilor din jur, căci dragostea înseamnă Iisus. Căci dragostea nu-i bârfă, nici ură, mândrie sau osândă, ci slujire și jertfă de sine. Iubește-i pe toți și rabdă-i, așa precum Iisus Salvatorul te iubește și rabdă pe tine. Amin. Într-o zi, fratele meu cel mai mare plângea. Citea și nu știu de ce plângea când citea. Era ceva sfârșitor în plânsul lui. Durea cum nu duruse plânsul nimănui. De parcă lumea stelor răpocea și ea, când el, Iisus, citea plângând în cartea mea. Plângea în lacrimi mai de Dumnezeu și om, amurgând peste univers și peste atom. Priveam la el și auzeam în depărtări cum plâng viori la răsărit de înserări, cum sălcile plâng peste iubiri și vis, cum îngerii nu aveau nimic mai bun de scris. I-am spus, nu mai citi în cartea mea, ce dacă în ea povestea vieții mele-i rea?
dar el cita mereu, plângând fără oprit, iar eu zăceam înfrânt, sub vâs împrejorit. Aș vrea să scriem iar, l-am auzit șoptind, să-ți scriu din suferințe un neștiut colind. Mai spunem despre tine, orice ar fi de spus, vreo lacrimă de dor, vreun gest umil răspuns. Ceva de bine pentru un ceruri cartea ta, cât încă tipul tău grăbit nu va pleca. Va fi curând întunecat de prea târziu și în cartea ta măcar ceva frumos să scriu. În seara asta, nu știu când, mult prea curând, se va deschide raportul meu despre pământ. Și aș vrea când tatăl meu de tine o citi, să nu mai plângă, ci să fie fericit. Amin.
Din jurnalul lunii Înger. Vă scriu, frații mei de pe pământ, o istorie pe care ați mai auzit-o, dar nu a trăit-o niciunul. Creierea unei planete. Priveam cu încântare scena. Stăpânul așeza pământul pe temelia lui, apoi a spus să fie și a fost. Plăpândă și gingașă floare de nu mă uita, privit frumos spre soare, zâmbindu-i. Greoi, un elefant a plecat spre luciul apei și a rămas surprins, văzând peștișorii aurii cum se jucau în voie. Însă ce m-a uimit cel mai mult a fost o ființă creată după chipul și asemănarea stăpânului. O ținea de mână pe Eva, au cules o rodie, au împărțit-o în două și au mâncat-o, apoi, trecând pe lângă un tigru, l-au mângâiat ușor pe coamă. A trecut ceva vreme când nu am mai notat nimic în jurnalul meu, până într-o zi când mi s-a strâns inima pentru cei doi. Am văzut că fostul nostru coordonator, care a dorit să fie mai slăvit decât prințul, s-a strecurat în micul lor univers. Dorea să-și facă adepți. M-am oprit din cântat și priveam cu respirația întretăiată. Vor rezista oare? O ceață neagră mi-a văluit privirea. Căzuseră. Am privit spre stăpân. Ce va face? Și s-a făcut liniște adâncă. Ne-am gândit să strângem semnături pentru răscumpărare. Am alergat cu foaia la fiecare înger ca să semneze. Cum alergam cu foaia plină cu 10.000 de semnături, l-am întâlnit pe prinț. În palma lui am văzut un plan, era întocmit și deja îl semnase. Am vrut să strig, cum să te duci tu? Dar privindu-l, mi-am dat seama că nu-i loc de întrebat. Hotărârea fusese luată. Cu fiecare zi ce trecea, noua planetă îmbătrânea și devenea tot mai urâtă. Devenise un loc în care nu-mi plăcea să privesc, dar prințul a coborât la ei, dar ei nu l-au luat în seamă. A stat cu ei la masă, le-a legat rănile, le-a redat vederea, le-a vindecat bolile, dar ei nu l-au înțeles. Până într-o zi, aproape că nu vă pot spune ce a fost în acea zi, chiar și stăpânul și-a întors privirea. Prințul a târnat pe cruce. Ce a urmat apoi? Prințul s-a întors acasă și așteaptă. S-a obișnuit cu ai lui, îi este dor de ei și vrea să-i aibă cu sine. Am observat că și lor le este dor de el. Îi văd îngenunchind în zori sau seara târziu și stau de vorbă cu prințul. I-aud spunând printre suspine, când vii? Și el răspunde, eu vin curând și mulți adorm gândind la el. Cu fiecare zi ce trece, prințul e tot mai nerăbdător să-și aducă și totuși întârzie. L-am oprit nu demult și l-am întrebat, de ce zăbovești? A tăcut, m-a privit și a desfășurat planul ce purta semnătura stăpânului și semnătura din stânga sângerând a prințului. Însă, în dreapta, era un loc liber. Semnătura ta lipsea de acolo și am înțeles, pe tine te așteaptă.
n-ați putea să spuneți că nu v-am primit cu căldură. Chiar cu mare căldură. Și cu apă. Acolo v-ați putea să luați apă de pe... Aș dori să vă invit să cântăm împreună, așa cum stăm pe scaune, ca să ne desmorțim un pic, imnul 570. Suntem una în slujirea Lui, în iubirea Lui. Laura, ne conduci la pian. Știți când am cunoscut eu pe Laura? Când încă nu era mireasă. Și am fost la nunta ei. Unde-i Nelu? E pe aici? E pe acolo, pe undeva. Da? Asta se întâmpla în Israel. Haideți să cântăm Suntem una în iubirea Lui, ca o declarație pentru cei care sunt în treacăte și pentru cei care sunt mai de-ai casei. Așa cum stați pe scaune, doar să ne dezmorțim un pic. Suntem una în iubirea Lui, în puterea iubirelui. Inim lângă, inim Duhul Sfânt, ne-a unit, suntem una în iubirea Lui. Suntem una în slujirea Lui, în slujirea chemării Lui. Mână-n mână, ducem vestea bună la toți, suntem una în slujirea Lui. Suntem una în nădejdea Lui, în nădejdea venirii Lui. Doar spre Domnul ochii noștri stau ațintiți, suntem una în nădejdea Lui. Sper că n-am mințit. Doar spre Domnul ochii noștri stau ațintiți, suntem una în nădejdea Lui. Amin? Amin. Suntem la către sfârșitul sabatului, către sfârșitul vizitei voastre și a bucuriei noastre. Pentru că îl mai avem pe Titi Gâdea, pastorul pe care l-ați avut acolo timp de 4-5 ani? 5 ani. De fapt, este Titi Gâdea, un pastor care a slujit foarte mult în diaspora românească, 15 ani în Spania, râvnită de Pavel. Aș vrea să-l întreb astăzi pe fratele Titi Gâdea, pentru că suntem și noi o biserică tot de diaspora, care sunt cele mai mari provocări pentru o biserică în diaspora? Unde ar trebui să veghem mai mult? Ce experiență acumulată în anii ăștia și-ar putea să transmită acestei biserici? Între timp, aș vrea să vă spun celor care ne vizitați că și noi suntem preocupați de misiune și chiar am lansat acum 2-3 sabate în adunarea administrativă o provocare care se cheamă Bruxelles. Am spus, dacă noi nu facem lucrare în Bruxelles, cine să o facă? E mai greu să o facă africanii, pentru că e o problemă de culoare și de cultură. E mai greu să o facă nu știu cine. Și cred că ne-am prins cu tărie, așa într-un legământ, să zic, mutual, tacit, ca zilele care ne stau în față să însemneze o mare provocare pentru noi toți. Știți că tonul pe care îl dă conferința generală acum este evangelizarea în metropole, în marele orașe. Și Bruxelles este o metropolă, este un oraș mare și aș vrea să vă rugați ca
comunitatea aceasta și cu comunitatea soră să fim într-adevăr în fața acestei mari provocări care se cheamă Bruxelles, capitala Europei. Am dorit să ajungem și în Parlamentul Europei să vorbim despre Domnul, nu știm cum, dar știu că au trecut adventiști pe acolo. Și cel care ne-a reprezentat cel mai frumos, ne-a reprezentat tot prin muzică. Știți cine? El a fost marele artist, Wycliffe Phipps. Așa. Ne-a reprezentat într-un mod extraordinar în capitala Europei și programul lui a durat mai mult decât ar fi trebuit și cu întoarcere oricând, un pastor și cântăreț adventist pe care îl cunoașteți. Deci întrebarea era, după 15 ani de experiență în diaspora, care sunt provocările, așteptările, ce mesaj ar putea să primească o biserică care ar dori să se găsească în planul lui Dumnezeu, să-și găsească locul mai bine decât poate l-am înțeles singuri până acum? Eu am venit din România, dintr-un district foarte neînsemnat, și anume din părțile Telormanului. Să-l iei pe un om de la țară și să-l duci într-o capitală a unei țări occidentale, nu a fost deloc ușor. Aș vrea să vă spun că nu m-am acomodat niciodată cu Occidentul și nu voi putea să accept compromisurile care se fac chiar în Biserica lui Dumnezeu de către aceia care conduc bisericile pe care Dumnezeu ni le-a dat sub păstorire. Eu cred că timpul pe care îl trăim este atât de scurt încât nu ne putem permite să facem nici măcar un compromis. Și datoria noastră este să ridicăm pe Hristos prin viața, prin trăirea, prin vorbirea și prin comportamentul nostru. Aș vrea să vă spun că cea mai bună evanghelizare la Bruxelles, Spania, în America, oriunde, sunt faptele noastre. Este atitudinea noastră. Atunci când noi mergem într-o casă și lăsăm o binecuvântare, este cea mai bună evanghelizare. Vreau să vă spun că am întâlnit și persoane care nu a avut spiritul acesta. Ei s-au desprins de biserică fără ca biserica să facă ceva. Au fost sute de persoane care au părăsit biserica mergând în alte localități din Spania, nemai știind noi ca și comitet și ca pastor adresele lor unde s-au mutat. De ce? Pentru că ei n-au vrut să trăiască lumina pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o. De aceea eu cred că și dumneavoastră în Bruxelles v-ați întâlnit cu astfel de persoane care poartă numele de creștini, dar care au, prin comportamentul lor, o atitudine care nu manifestă iubire față de semeni și iubire față de Dumnezeu. Deci cred că cea mai mare problemă cu care suntem confruntați în Occident este să nu trăim lumina pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o. Este una din cauzele pentru care biserica nu poate progresa. Titi, ai putea să ne împărtășești o experiență care te-a legat foarte mult de Spania, poate chiar de ultimul district? Înainte de a ieși la pensie, cu o lună și jumătate în urmă, am vizitat o familie care mi-a fost prieten și în același timp enoriaș. I-am botezat în comunitatea Pitești. O familie tânără, de altfel. Joi seara am vorbit cu părinții, am vorbit și cu copiii și am vorbit și cu cel mai mic copil. Un copil de 16 ani, un băiat mai înalt ca mine, cu o statură extraordinară, un copil deosebit. L-am îmbrățișat joi seara. N-am știut că este ultima îmbrățișare. Ca sâmbătă la prânz s-a aud că Benny a fost luat de salvare și dus la spital în comă. În numai 3 ore de la data când a avut criza, la 12 și jumătate, 3-4 ore, creierul a murit complet. Iar părinții au fost atât de necăjiți încât urlau pe coridoarele spitalului. Am fost peste 100 și ceva de persoane prezenți din ambele biserici
să susținem această familie trecută prin grea încercare. Aș vrea să spun că ceea ce n-am reușit în 5 ani să fac, să unesc cele două biserici, Duhul lui Dumnezeu, prin moartea unui copil, a unit aceste biserici. Nu a mai existat că aceștia sunt din comunitatea sa și ceilalți din comunitatea cealaltă. Necazurile îi unește pe oameni și face ca Dumnezeu să fie centrul preocupărilor noastre. Aș vrea să vă spun că spaniolii au rămas uimiți pentru un singur copil să vină peste 100 și ceva de persoane. A spus, nu se poate, așa ceva nu a mai văzut niciodată. Acolo s-a cântat, acolo s-a rugat. Ne-am rugat, ascultați, pe genunchi. A mers undeva într-o încăpere unde ne-am rugat stăruitor ca Dumnezeu să intervină. Dumnezeu însă a spus, nu se mai poate. S-a oprit absolut totul. Ceasornicul a stat pentru Benin, dar credem că într-o zi, în dimineața învierii, cred că Dumnezeu ne va da posibilitatea să-L revedem, măcar pentru rugăciunile pe care noi le-am înălțat, ca Dumnezeu să ne dea posibilitatea să revedem. Acum cele două comunități, mie mi se pare că sunt mai unite ca oricând altă dată. Deci un necaz poate să unească pe frați și chiar comunitățile. Da, mulțumim frumos și au fost două întrebări. Aș vrea ca a treia să nu mai fie, ci un subiect la alegere. Ce ai vrea să ne mai spui înainte de despărțire? Vino mai aproape de pupitrul acesta. Pe străzile Parisului, Voltaire se plimba cu un prieten. Un cortegiu care purta un crucifix trecea pe strada pe unde ei mergeau. Și la un moment dat, plutonul acesta a ajuns în fața lor. Voltaire și-a luat pălăria și cu mult respect i-a lăsat să treacă. Prietenul întreabă, spune-mi, te rog, ai devenit creștin? Te-ai împăcat cu Dumnezeu? Și a spus, nu, doar ne salutăm de departe. Stimați ascultători, vreau să vă întreb, este cineva prezent aici care nu s-a împăcat cu Dumnezeu, ci doar se salută de departe? Este cineva prezent aici care îl tratează pe Iisus Hristos, Mântuitorul său, ca pe unul care îl salut bine, nu-l salut iarăși bine? Aș vrea să vă spun ceva, frații mei. Trăim clipele de aur ale unei istorii care se va sfârși curând. Suferința și necazul prin care dumneavoastră și noi trecem, și aș vrea să vă spun că nu numai această familie a trecut prin greutăți. Aici avem familii care trec prin greutăți. Dumneavoastră, aici la Bruxelles, aveți familii care trec prin greutăți. Vreți să se sfârșească acest lucru? Vreau să vă spun că trebuie să ne unim, să ducem mai departe mesajul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă dau un caz din Scriptură. Cine își aduce aminte de imediat, din cauza oboselii sau probabil scleroza? A doua Samuel 20:20. Într-un singur cuvânt, cum îl clasificați pe Ioab? Ce ați putea să spuneți despre el? Om de sânge. Un om de sânge, un om răzbunător, un bun general, da? Cine ar vrea să mai spună? Cum? Oportunist, da? Sigur că da. Dar abia așteptat să ajungă general de armată, comandant de armată. Da, cine mai e? Îmi dați voie să spun și eu punctul meu de vedere? Un om cu mâinile murdare de sânge, pătate de sânge. Și ascultați, frații mei, Ioab nu este generalul care și-a pătat mâinile și hainele cu sânge. Cu sânge? Vinovat. Ci nevinovat. Prin mâinile lui au trecut săbii care au adus la moarte oameni nevinovați. Și vă rog să-mi permite să vă spun că Ioab la un moment dat spune următorul lucru. Ascultați!
Ioab a răspuns: departe de mine gândul de a nimici și de a dărâma. Vreau să vă întreb, frații mei, ați fost vreodată în situația să aveți conștiința pătată că cineva s-a pierdut pentru veșnicie din cauza unei greșeli pe care ați făcut-o? O vorbă pe care ați aruncat-o, dar care pur și simplu a adus dezastru în loc să clădească, în loc să salveze. A adus dezastru în inima cuiva. Vreau să vă spun că Ioab este unul dintre acești oameni care are un dezechilibru extraordinar. Sunt momente când el îl slujește pe Dumnezeu și sunt momente când el își calcă pe conștiință și caută să-și urmărească ceea ce de fapt el și-a propus. Acum el are momente de a reflecta. Am greșit. Nu vreau să mai nimicesc și nu vreau să mai dărâm. Nu vreau să mai împing în prăpastie pe cineva. Vreau să vă exemplific. Sunt tineri în pragul căsătoriei, care trăiesc în adulter. Și cei din apartament cu ei îi spun: tate, ce stați separat? Stați într-o singură cameră. Și o problemă. Peste o lună de zile, două, vă căsătoriți. Este foarte interesant. Ioab îi împing pe aceștia în prăpastie. Duceți-vă și așa sunteți păcătoși. Și așa ați păcătuit. Mergeți mai departe. Este interesant că acești oameni, acești Ioab, au momente de sinceritate. Nu vreau să mai nimicesc. Nu vreau să mai dărâm. Nu vreau să mai arunc în prăpastie veșnică pe nimeni. Vreau să vă întreb, la Bruxelles există Ioab modern? Nu cred, nu, nu. La Saragossa am întâlnit. La Madrid am întâlnit. Au început să vină din Spania în ultimul timp în Bruxelles. Așa este, așa este, așa este. Frații mei, dacă m-ați provocat, haideți să citim tot din... La capitolul 14, versetul 1. Vă rog să ascultați ce spune cuvântul, ce raportează cuvântul lui Dumnezeu despre Ioab. Ioab, fiul Țeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era prinsă de dor după fiul său. Așa, să vă pun o întrebare. Cum e așa să-ți iei timp să privești la fața împăratului? Câte ore munciți pe zi? Câte ore? Zi lumină. 10. Câte ore vă luați timp să priviți la fața împăratului? Cum e? Nu avem timp pentru a privi fața împăratului. Frații mei, un criminal ca Ioab își ia timp să privească fața împăratului. Și vă rog din toată inima, lăsați problemele cu care sunteți confruntați. Fie că este vorba de boală, fie că este vorba de boală, fie că este vorba de muncă, fie de a ne câștiga existența, noi trebuie să ne luăm timp pentru a privi fața împăratului. Ați privit vreodată fața împăratului dumneavoastră? Ce se întâmplă cu fața împăratului? S-a schimbat în ultima parte de timp. Este îngrijorat. De ce cei de la Bruxelles, de ce cei din Saragossa, de ce cei din Madrid, din Washington, de peste tot, unde românii sunt împânziți, de ce nu fac nimic? De ce nu încearcă să salveze tot ce mai este de salvat? Care este motivul pentru care stau cu mâinile încrucișate, câștigând doar pentru ei și nimic pentru alții? Ioab și-a luat timp, un om cu mâinile murdare, plin de sânge, nevinovat, și-a luat timp să privească la fața împăratului. Vă rog să ascultați ce spune ultimul verset al capitolului 14. David, pentru că este foarte înțelept și este condus de Duhul lui Dumnezeu,
a observat ce anume încearcă Ioab să facă, și anume să-l aducă pe fiul său, Solomon, să-l aducă la casa regală, pentru că o perioadă de timp el a fost plecat din cauza greșelii pe care l-a făcut. Și spune, uite, am hotărât să-ți dau posibilitatea să-l aduci pe fiul meu înapoi. Și spune că l-a adus pe Solomon înapoi. Ați citit ultima parte a acestui capitol? Ioab s-a dat... Ioab s-a dus la împărat, i-a spus lucrul acesta și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom. Este extraordinar să-ți vezi copilul acasă după ani de zile, să-l vezi în casa ta, să-l îmbrățișezi, să-l săruți, să-i dai sărutul dragostei tale, să dai tot ce ai mai bun în tine pentru fiul tău, pentru fiica ta. Și ascultați, fiul sau fiica să te sărute, dar să te sărute cu sărutul lui Iuda. Ce frumos ar fi fost din partea lui Absalom, să meargă și să-i dea sărutul dragostei, al respectului față de tata, pentru tot ceea ce a făcut pentru el, să-i mulțumească, să se plece înaintea tatălui. Ascultați, Absalom se mulțumește cu acest sărut al lui Iuda, pentru că în mintea lui era, te sărut acum, iar mâine te detronez. Câți dintre noi nu facem la fel? Îl îmbrățișăm pe Dumnezeu pentru că ne răspunde la rugăciuni. Ne rugăm, îi cântăm cântări de laudă, îi suntem recunoscători câteodată atunci când El intervine și ne ajută să avem un serviciu bun și să ne câștigăm existența, să ne salvăm familia din necazuri. Dar, frații mei, câți dintre noi devenim cu adevărat fii de împărat și fiice de împărat? Știți care este planul lui Dumnezeu cu noi? Stimate surori, aș vrea să vă întreb, dumneavoastră știți care este planul lui Dumnezeu cu dumneavoastră? V-ați gândit? Ați auzit de Letizia, prințesa de la Madrid? Ați vrea să fiți o prințesă? Petru îl întreabă pe Iisus, noi ce vom primi? Și auziți ce spune Domnul Hristos, sunt cuvintele Lui. Voi veți fi prinți și prințese pe scaunele de domnie a lui David. Pentru ce să dați coroana dumneavoastră unei alte persoane? Este adevărat, poate am călcat în picioare principiile lui Dumnezeu, dar ascultați, Iisus ne primește înapoi ca fii și fiice. Am înțeles că sunt prezenți aici frați creștini după Evanghelie, sunt frați ortodoxi, sunt frați penticostali și frați baptiști, sunt frați martori ai lui Jehova. Aș vrea să vă spun, stimați frați de credință, eu sunt ortodox pentru că cred că doar o credință adevărată poate să mântuiască. A fi ortodox înseamnă a fi un drept credincios. Și eu vreau să fiu un drept credincios. Eu sunt penticostal pentru că eu cred în botezul cu Duhul Sfânt. Eu sunt baptist pentru că am fost botezați cu botezul prin scufundare în numele lui Iisus Hristos și pe baza legii lui Dumnezeu. Eu sunt martor al lui Dumnezeu, al lui Jehova, pentru că eu transmit mesajul lui Jehova semenilor mei. Eu sunt creștin după Evanghelie, din Evanghelie, dar eu sunt și adventist, pentru că eu aștept cu dor revenirea Mântuitorului. Eu îmi iau timp să privesc fața împăratului și să văd că fața împăratului s-a aprins de dor după noi, după fiii și fiicele sale. Frații iubiți, frații de la Saragossa sunt de față. Aș vrea să vă spun că n-am făcut evanghelizări doar pentru români,
Și am făcut evanghelizări și pentru cei din afară. Am luat sute de cărți în limba spaniolă și am împărțit nu numai fraților de credință, ci multor oameni din afara bisericii de limbă spaniolă și chiar de alte limbi. În Madrid s-a făcut evanghelizare pentru chinezi. S-au luat Biblii într-un număr enorm de mare și s-a mers la magazinele lor și s-a împrăștiat aceste Biblii în limba chineză. Unii le-au primit, alții nu le-au primit. Eu cred că trebuie să unim eforturile pentru ca fața împăratului să se schimbe, să fie atât de fericită pentru că noi ne întoarcem acasă. Ne va da sărutul dragostei sale pentru veșnicie. Aș vrea să nu pierd coroana. Aș vrea să închei și să vă prezint dumneavoastră o scenă care mi-a plăcut enorm de mult. Cine a citit capitolul 42 din Tragedia Veacurilor? Da? Vă aduceți aminte ce se întâmplă cu cei mântuiți? Spune că au fost luați și duși la pomul vieții. La pomul vieții, Domnul Hristos spune că îl ia pe Adam de umăr și apoi îi arată locurile pe unde el a lucrat. Adam se uită și rămâne uimit, vede pomul vieții, apoi vede râul vieții și aduce aminte perfect de timpul pe care l-a petrecut în grădina Edenului. Vă rog însă să ascultați ce face Adam. Nu știu dacă cu lacrimi în ochi, dar spune că și-a luat coroana de pe cap și-a așezat-o la picioarele Mântuitorului. S-a aruncat la pământ și a spus, numai tu meriți, numai tu meriți toată lauda, toată cinstea. Ție trebuie să ne închinăm pentru totdeauna. Și vreau să ascultați, frații mei, toți cei mântuiți care au fost aduși la pomul vieții și la râul vieții au făcut același lucru pe care l-a făcut Adam. Adică și-au luat coroanele, le-au depus la picioarele Mântuitorului și s-au închinat lui. Aș vrea ca această istorie să se întâmple în viața mea, în viața soției mele, în viața dumneavoastră. În viața dumneavoastră trebuie să grăbim evenimentul. Dumneavoastră aici, noi în Spania, alții la Paris și alții în altă parte. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că v-am cunoscut, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru prietenia pe care am avut-o cu Ionel, cu pastorul dumneavoastră, cu fratele Lascu, și aș vrea să vă spun că timpul de viitor cred că ne va uni să încheiem mai repede lucrarea lui Dumnezeu. Vă spun foarte curând, ne vom întâlni în cer. Pe dreapta, toți românii ne vom revedea acolo. Amin. Da, înainte de a face închiderea serviciului divin, înainte de a părăsi locul acesta, aș vrea să-l invit pe fratele Victor. Frate Victor, spuneți-ne un pic ce urmează în continuare. Pentru unii, pentru alții, pentru... Da, cât pentru musafirii coriști, pentru toți acei care ne-au făcut plăcerea să fim astăzi împreună. Pentru ora 8 o să coborâm către centru, unde este făcută rezervarea la o pizzerie, unde vom servi masa împreună și dacă mai sunt dintre doritori, pot să facem lucrul acesta. Cred că o să coborâm pe jos, ca să puteți să vedeți orașul, aici vom coborâ către centrul orașului. Oare mai e timp să mergem acasă, să ne schimbăm sau rămânem în costumație? Asta ar fi bine, nu? Și să ne întâlnim aici la biserică și parcăm aici și coborâm 7:30, 8:15, să ne întâlnim ca să avem timp către ora 8 să... Așa, asta și pentru gazde, pentru că ele vă vor... Mâine dimineață, la ce oră aveți decolarea? 8:30. 8:30, ar trebui la 7:30 să fim în aeroport, la 6:30 trebuie să plecăm din Bruxelles.
6.30, 7.30. 6.30. Aș dori cei care s-au oferit să vă preia să nu uite că la 6.30 trebuie să vă ducem înapoi. O să facem un plan ca să nu rămână nimeni. Sau dacă vreți să rămâneți. Am înțeles că biletul unii l-au plătit cu 20 de euro, alții cu 70, alții cu 17. Aproape că e mai scump la pizzerie decât la... Da, slavă Domnului că ne încurajați să venim și noi. Dacă e așa de ieftin, merită. Ionel, aș vrea să spun că s-ar putea să rămână câteva fete necăsătorite. E o provocare. E o altă provocare, da? Bine, haideți să închidem serviciul divin cu imnul 500 de acolo, probabil. Printre nori de osanale. Să fie proiectat și să lăudăm pe Domnul cu acest ultim imn. Mai cântăm la pizzerie dacă... Da? Așa. Printre nori de osanale, peste râuri de lumini, mii de imnuri triumfale cheamă acasă pe cei străini. Valea morții se însenină, zori de cer au răsărit, durerea s-a sfârșit. Glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia. Glorie, glorie, aleluia, durerea s-a sfârșit. Pentru cei ce-n val de patimi adevărul l-au păstrat, pentru cei ce printre lacrimi pe Iisus l-au așteptat, porți de aur, porți de slavă se deschid spre veșnicii, ce minunată zi! Glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, ce minunată zi! Domnul este cel ce așează masa în cer la toți cei buni. Domnul este cel ce pune peste fruntea lor cununi. Toți cu nume de iubire, fiecare e strigat, frunveci răscumpărat. Glorie, 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 aia pe veci răscumpărat. Dinspre lumile măririi, osanale vin și vin, cântă stelele iubirii pentru a fi frumos de plin. Bucuria mântuirii se revarsă în infinit, Iisus fie mărit. Aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Iisus fie mărit. Cântați Domnului voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Este urarea noastră să continuați să-i cântați Domnului și fratele Gâdea va înălța rugăciune. Ne veți permite ca noi să ne plecăm pe genunchi, iar dumneavoastră veți rămâne pe picioare. Fii proslăvit, Tatăl nostru! Privim prin credință că astăzi ai stat pe tronul tău
Și ai revărsat binecuvântări peste binecuvântări peste poporul tău din locul acesta. Îți mulțumim că printre cei binecuvântați am fost și noi. Îți mulțumim că am reușit să cunoaștem pe frații și surorile noastre din Bruxelles. Îți mulțumim pentru credința lor în făgăduința ta. Îți mulțumim pentru jertfa lor de a ne primi și de a ne simți bine în casele dumnealor și în biserica dânșilor. Îți mulțumim pentru sacrificiile făcute și te rugăm, ajută-ne și noi să fructificăm ocazia, să te mărturisim pe tine prin fapte și cuvinte, să demonstrăm că Iisus Hristos și-a făcut efectul în viața noastră, să lăsăm această binecuvântare în casele în care am fost primiți, să lăsăm binecuvântarea ta în această biserică. O, Doamne, binecuvintează-i pe cei care au venit pentru prima dată sau pe cei care încă nu au experimentat puterea lor în viața ta. Mergi cu ei acasă. Dă-le putere de biruință să întoarcă spatele oricăror plăceri din lumea aceasta. Fă din ei copii ai tăi. Fă din ei unelte ale tale pentru a transmite lumina tuturor celor din jurul lor. Ajută, Doamne, ca astăzi să fie punctul de cotitură, momentul în care să ne întoarcem din toată inima la tine, să mergem cu tine, să ne întoarcem cu tine. Amen. Îți mulțumim că ziua glorioasă a revenirii tale ne stă înainte, mai avem puțin și te vom vedea venind pe norii cerului. Vrem să întindem mâinile, să te recunoaștem ca Mântuitorul nostru adevărat. Ajută-ne ca împreună cu tine să trecem pragul împărăției tale, să ne recunoști ca fii și fiice ale tale, nu doar pentru un timp oarecare, ci pentru veșnicie. Glorificat să-ți fie numele prin meritele Domnului Hristos, iubite Tată. Amin. Amin.